Consiliul Județean Călăraș s-a întrunit în data de 2 noiembrie în ședință ordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 4 proiecte de hotărâre, printre care și rectificarea bugetară. Potrivit prevederilor legale în vigoare, județele pot utiliza excedentul bugetar în anul 2020 pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap. În consecință, analizând derularea proiectelor de investiții ce sunt finanțate din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020 se constată că derularea acestora nu s-a realizat conform propunerilor inițiale. În contextul în care fondul de salarii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș este insuficient pentru a acoperi această natură de cheltuieli, se propune prin rectificare bugetară ca suma de 2 milioane de lei disponibilă din lista cu obiective de investiții să fie analizată pentru acoperirea salariilor instituției. Analiza asupra programelor de investiții finanțate din excedentul bugetar și din bugetul local a fost realizată de către Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călăraș. De asemenea, în urma solicitărilor venite din partea conducerii Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș, prezentul proiect de hotărâre ce vizează rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2020 conține un transfer pentru acoperirea unor cheltuieli curente de strictă necesitate ale acestei instituții în valoare de 1.200.000 de lei.